fiind și sunt părinte român, când într-o zi am auzit jos ușa cum s-a trântit în casă și mă duc în cameră la băieți și le spun așa: când o să plătiți voi pentru ușa asta, puteți să o trântiți. Până atunci asta e ușa mea. Grijă mare cum închideți ușa în casă. Și mi-am dat seama că în mintea mea răsună reverbul românesc. Sunt părinte veritabil românesc, pe lângă lingura de lemn și altele moțeam Domnului, am și aceste elemente ale părintelui român. Sunt ale mele, asta e casa mea, faci cum vreau eu, sunt regulile mele. Sigur, învățăm copiii noștri să respecte ceea ce cumpărăm, ceea ce avem, investiția care o facem. Realizăm că lucrurile acestea costă, lucrăm din greu pentru ele, sunt ale noastre și am vrea să rămână pe mai departe pentru ei o bucurie și ca să nu se strice, să ne învățăm să păstrăm ceea ce avem. Mi-aduc aminte când părinții mei mi-au ajutat luându-mi prima mașină, numai ce terminasem liceul și acum părinții m-au ajutat, bucurie foarte mare, am parcat-o în garajul familiei noastre și întorcându-mă să pun ceva pe un raft, o căzut jos și mi-a lovit portiera. A făcut un mic dent la ușă. Mai eu nu m-am frustrat foarte tare, dar tatăl meu, care este român veritabil, spune: ai mai multă grijă, trebuie să ai grijă de lucrurile acestea, uite că ele costă, ele se muncește din greu. Nu muncisem eu, muncise altcineva și evident cel care muncise suferea cel mai tare. Anii au trecut și acum înțeleg eu ce spunea Dumnealui atunci, acum înțeleg și eu foarte bine, sunt și eu mult mai atent, sunt mai precaut cu ceea ce se întâmplă și văd aceasta acum să le pun în viața copiilor mei, să învățăm să aibă grijă de lucrurile de valoare. Pentru că, dragii mei, căutăm ca în viețile noastre ceea ce are valoare să fie protejat. Din punct de vedere spiritual, când vorbim despre structura familiei, aș putea spune că cel mai de valoare lucru care noi îl avem ca și familii sunt copiii noștri. Ne spune Psalmul 127 cu versetul 3: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. În vremea în care copiii sunt văzuți ca o pacoste, sunt văzuți ca o cheltuială foarte mare. Citisem o statistică cu mai mulți ani în urmă și se spunea că să crești un copil, cel puțin în spațiul canadian și nu-i foarte diferit de spațiul american, până la 18 ani te costă în jur de 180 la 200 de mii. Pe aia-s banii un mortgage. Hai, nu un mortgage întreg, dar cel puțin poate un jumătate de mortgage, depinde unde locuim fiecare, aia-s bani buni pentru o casă. Păi atâția ani de zile se bage în viața unui copil, un copil. Dar mai dacă-s doi. Dacă 10, aia-s bani foarte mulți, arăt eu a milionar, va spune cineva, aia-s bani foarte mulți. Să crești un copil costă foarte mult. Și nu costă doar aspectul tangibil. Trebuie să le cumpărăm când sunt micuți pampers și trebuie să le cumpărăm lapte, apoi jucării, apoi hăinuțe, apoi să investim în ei să meargă la pian, la vioară și la multe altele. Nu doar acelea, dar timpul nostru ca părinți ne costă ca să-i creștem, să investim în viața lor. De prea multe ori suntem dispuși să plătim cu banii noștri pentru ei, dar nu suntem gata să plătim cu timpul nostru pentru ei. Să investim timpul necesar, să vorbim cu ei, să le răspundem întrebărilor lor și să le fim la îndemână pentru acele situații care ei le întâlnesc. Să știți că au nevoie mult mai mult de noi decât au nevoie de banii noștri. Ei au nevoie de hăinuți, au nevoie de jucării, au nevoie de lecții la pian, dar mai mult ca acestea au nevoie de noi ca și părinți. Relația aceea face toată diferența. Dacă vreți așa, vis-a-vis de lupta a rebeliunii din ziua de azi, fac aici o paranteză, în mintea mea așa mi-am formulat o ecuație. Reguli minus relație egal rebeliune. Dacă impunem reguli fără a avea o relație, întotdeauna ducem la rebeliune. Gândiți-vă foarte bine. Când în țară domnește un despot, un dictator, cei care ați venit din România din vremea aceea comunistă, știți foarte bine ce înseamnă aceasta. Unde n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, nu este niciun fel de beneficiu pentru că nu le faci, devin într-o stare de frustrare, care duce la revoluție, la rebeliune. Nu-i de mirare că în casele unde sunt foarte multe reguli, dar prea puțină relație, apar frustrări și la un moment dat răfulează copiii și dau înapoi împotriva părinților. Gândiți-vă în relația noastră cu Dumnezeu. Aș întreba, există reguli normative pentru viața noastră? Sunt. Biblia are foarte multe. Și să nu creadă careva, pentru că acum suntem în har, toate regulile au dispărut. E același Dumnezeu în Vechiul și în Noul Testament. Dumnezeu nu s-a schimbat. Aceleași principii rămân în picioare. Doar că Dumnezeu a demonstrat
o platformă mult mai înaltă de colaborare cu El prin har. În schimb, sunt aceleași reguli care domină, care coordonează viața noastră. În schimb, motivul pentru care biserica, spre deosebire de Israel, poate să le îndeplinească, a zice eu, mult mai bine, este pentru că noi acum avem o relație cu Dumnezeu. Aceeași relație care trebuia să fie și în Vechiul Testament, dar neînțeleasă de ei, este mult mai profund explicată în prisma noului legământ. Dumnezeu este Tatăl nostru. El ne iubește ca Tată și noi îl iubim pentru că ne-a iubit întâi. Și aceea relație cu Dumnezeu pe noi ne face să înțelegem că acele reguli sunt de folos pentru noi, fac sens pentru noi. Și aceea stare duce la o stare de echilibru al minterii. Reguli fără relație egal rebeliune. Și de aceea în familie, dragii mei, trebuie să înțelegem, copiii noștri au nevoie de noi, au nevoie de dragostea noastră, au nevoie de timpul nostru, au nevoie de investiția noastră în viața lor. Să nu cumva să găsească mai bună relație în prietenii lor, în cei de afară, care să le dea aceleași idei fără căpătării care le iau ei la vârsta lor, ci să găsească noi acel refugiu ca și părinți, ca să poată colabora cu noi și prin noi să înțeleagă ceea ce vrea Dumnezeu pentru ei. Mă întorc, închid paranteza. Copiii sunt, a zice eu, cea mai mare valoare care Dumnezeu ne dă aici tangibilă în viața noastră. Sigur, luând deoparte mântuirea, lucrarea Domnului, care sunt standardul vieții noastre, în ceea ce noi putem agonisi pe acest pământ, copiii sunt cea mai mare valoare. Și când este vorba, dragii mei, de un hoț care vrea să fure ceva, întotdeauna hoțul va atenta la ceea ce este mai valoros. Niciodată un hoț nu-ți fură ceva ce nu are valoare. Mi-aduc aminte că într-o seară am plecat la biserică și a trebuit să iau venul familiei, am mașina care o folosesc eu și mai avem o mașină care o folosim pentru copii, soția o folosește. Am plecat cu venul în ziua aceea. Când mă întorc înapoi acasă, văd ușa mașinii mele întredeschisă și era becul aprins în mașină. Foarte surprins că știu că am închis mașina, când ajung acasă, deschid să văd ce s-a întâmplat. În mașina mea, vraiște peste tot. Tot felul de foi puse, trase pe jos, mă uitasem că cineva a intrat în mașină. Acum, mașina nu era nici de lux, nici nu aveam lucruri de valoare. Ce aveam în vremea aceea erau niște mărunți care mi-au rămas acolo pus în fața schimbătorului de viteză. Câți, dacă le iei, luai cap la cap, eu știu, preț de $5, mare avere. Le-am lăsat acolo în mașină și pe lângă aceea acte și-au mai fost în bord. Toate acelea au fost scoase, toate acelea aruncate pe jos, bănuții aceia au dispărut. Și durerea mea cea mai mare era că mirosea țigară în mașina mea. Cel care venise să își umple bani, portofelul său, mi-a și fumat în mașină. Am zis, măcar un pic de respect dacă tot îmi fură, măcar să-mi lase curat în mașină. Și mizerie, și trebuie să adun foile după el, măcar ia banii și pleacă liniștit. Nu mi-a luat nici foile, nu mi-a luat nici măcar centura de siguranță, mi-a luat bănuții aceia, ce-o găsit el mai de valoare în mașina în aceea seară. Pentru că hoțul întotdeauna fură ce este mai de valoare. Când vorbim despre cel mai mare hoț, diavolul, când vorbim la atentatul împotriva familiei noastre, gândiți-vă bine, ce ar vrea să fure diavolul? Ce este mai prețios? Și aceea luptă se dă îndeosebi înspre copiii noștri. Una din modalitățile prin care diavolul caută cel mai tare să infecteze viața lor și să atenteze la viața copiilor noștri este prin platformele digitale. La ora actuală, fără precedent, și acum putem spune fără precedent, pentru că în istoria noastră umană cunoscută niciodată nu a fost ceea ce avem în ziua de azi. Dacă vreți, avansuri tehnologice au fost întotdeauna. De-a lungul anilor s-au inventat mașinării prin care s-au construit și s-au făcut multe lucruri. Dar explozia tehnologică care avem în ziua de azi este cu adevărat fără precedent. Și pentru rasa umană, dacă ne putem numi astfel, este cu adevărat fără precedent efectul care atinge viața noastră. Aș vrea să vă spun că la ora actuală noi încă nu cunoaștem care este impactul digitalului asupra creierului uman. Noi nu cunoaștem. Cunoaștem anumite lucruri, sunt studii făcute, dar ca să putem înțelege cu adevărat ce înseamnă și care este impactul pe termen lung, este nevoie de ceea ce noi numim în științe studii longitudinale, care se fac peste 10 de ani.
E o persoană care de la 0 ani până la 20, 30, 40 de ani a fost imersat în tehnologie și de-abia atunci poți să tragi concluzii vis-a-vis de care sunt efectele. Noi încă nu avem generațiile acelea. Ele încă acum se construiesc. Dintre noi, nașile, și să spun că aproape toți, dacă nu absolut toți, avem telefon, avem un computer în casă, deci toți ne interacționăm cu tehnologia. Dar noi am luat undeva din mers. Undeva pe la 10, 20, 30 de ani, fiecare în funcție de câți ani avem. Dar gândiți-vă că acum vine o generație care nu cunoaște lumea fără telefon, nu cunoaște lumea fără digital. Ei de-abia acum cresc. Noi încă nu știm cum va arăta lumea încă în 20 de ani, dacă mai dă Dumnezeu viață. De aceea este fără precedent lupta la care noi facem referință. Și lupta aceasta, diavolul o dă prin aceste aparate digitale. Acum, s-ar putea să spună cineva, deja anticipăm, devenim fundamentaliști, old school pentecostal, ferească Dumnezeu, gata, la noi în casă nimic. Nu putem spune asta. Trăim într-o lume în care atât de intrinsec este legată tehnologia de noi, încât nu se poate viețui fără tehnologie. Copiii noștri vin cu lecții de la școală care trebuie să le facă pe internet. Trebuie să studieze, primim e-mail-uri de la școală cu informații. Nu îți mai trimite acum nimeni acasă foaie. Îți trimite un e-mail sau platforma școlii îți trimite informații acasă. Din cauza aceea, realizăm că nu ne putem detașa de tehnologie. Și ce ar trebui să facem? O companie care studiază efectele tehnologiei asupra copiilor și care a creat o platformă de securizare și de monitorizare pentru copii, spunea în felul acesta. Când au apărut mașinile în anii 1900, erau foarte multe accidente și cele mai multe fatale și mortale. Nimeni n-a spus, gata, scoate mașina din funcțiune, ci am găsit modalități în care să le putem folosi cu mai multă siguranță. S-a inventat centură de siguranță, s-au inventat stiluri noi de a face parbrizele ca să nu mai vină sticla să te taie, s-a inventat airbag-ul și acum, la ora actuală, toți folosim mașinile și avem acele modalități de siguranță ca să le putem folosi bine în societate. Deci a spune nu vrem și nu avem nevoie nu este potrivit. A ne dezice totalmente este o reală imposibilitate. Dar ceea ce noi vrem să facem, să găsim care sunt acele căi de siguranță prin care putem interacționa cu tehnologia și în același timp să păzim copiii noștri. Dacă vorbim despre era în care cresc copiii noștri, vreau să vă spun că era ideală românească a dispărut. Cel puțin generația dumneavoastră mai mare ca mine ați avut-o din plin, eu încă am prins-o binișor, în care pentru noi copilăria a însemnat idealul românesc. Să mergi afară, să te joci, să mergi cu bicicleta, să fugărești șoareci cu un 2x4, aia era în ce am crescut noi, în România, fiecare în contextul unde am crescut, în locul în care ne-am născut și am crescut. Aia era copilărie. Și noi idealizăm, aia era copilărie, frate. Păi să fugi după șoare cu 2x4. Aia e copilărie reală. Învață, cardio, merge bine, sănătos. Aia e copilărie. Păi în ziua de azi, ce copilărie au copiii ăștia? Stau pe internet și văd șoareci pe internet. Văd cum arată un șoare, văd cum ce se mișcă, dar realmente în viața lor, unii poate nici n-au văzut cum arată animalele. Le-au văzut pe internet. Au creat ăștia fel de jocuri. Auzi, au farmă pe internet și vezi copilul nostru cum devine agricultor pe internet. El crește porumb, crește grâu. În viață nu-l văzut cum arată porumb și grâu, el crește pe internet porumb. Și spune la mama, stai că mai am timp să pun acolo apă, să crească, să iasă, să fie. Că totul este virtual. Era în care ei trăiesc este complet diametral de viața noastră. Din ce am crescut noi, de copilăria noastră idilică românească. Și în felul acesta aș vrea să vă spun, generația numită Alfa, adică generația care este la ora actuală copiii născuți după anul 2010. Ăștia sunt cei mai mulți dintre copiii noștri, poate unii deja aveți nepoți din generația aceasta. Generația aceasta este complet imersată în tehnologie. Nu este nicio altă generație care a prins ce au prins ei. Deci generația aceasta nu cunoaște lumea fără impactul tehnologic. Pentru ei o lume fără ecrane nu există, nu face sens. Și asta nu-i blamăm, ci realizăm contextul care ei se confruntă. Viețuirea generației acesteia este scufundată în hiperdigital, în care divertismentul și mass media infectează inima și mintea lor. Exact prin această oportunitate, atât de clar accesibilă fiecăruia,
Diavolul caută să îi înrobească prin mijloacele lui de amăgire, exploatând neștiința părinților. Câți dintre dumneavoastră ați auzit expresia sau ați folosit expresia? Eu și așa nu știu cum lucrează chestiile astea. Acum, eu nu știu ce face el acolo, ce se uită el, dar văd că toată ziua stă cu cică ăla, Snapchat-ul ăla sau cum îl cheamă pe ăla. Nu știu cât știm, cât le folosim, dar sunt mulți care apelează la expresia ce fac ei acolo, eu nu știu. Da, pe butoane acolo toată ziua, Domnul să aibă milă de ei. Exploatând diavolul această neștiință noastră și aș merge un pas mai departe, poate uneori ignoranță voită a noastră, el va ataca vehement în ceea ce înseamnă conștiința copiilor noștri. Vreau să învățăm din acest text câteva principii. Sigur, are un context foarte specific, dar niște principii general aplicate la lupta care noi o facem, pentru că în deosebire de lupta fizică de atunci, când moartea a intrat prin case, astăzi moartea intră pe alte ferestre, ferestrele digitale. Aș vrea să priviți, dragii mei, că Dumnezeu face în primul rând apel la mame. Spune, ascultați femeilor. Și este interesant că face apel la mame. De ce face Dumnezeu în primul rând apel la mame? Pentru că femeia este cea care construiește imperiul familial. Proverbe 14 cu versetul 1. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Observați, nu spune bărbatul înțelept. Cu toate că bărbatul este preotul casei, cu toate că tata este fundația, dacă vreți, care trebuie să dea direcție familiei, cea care construiește, zidește casa, este femeia. Ziceam și aseară, o soție înțeleaptă poate face din soțul ei un titan. Și o soție, ca să iau terminologia biblică, nu se aplică aici la voi, sigur, dar în alte cazuri se aplică. O soție nebună poate să ia dintr-un titan să facă din el un om de nimic. În sensul acesta, dragi frați și surori, femeia înțeleaptă are capacitatea să-și construiască casa. Asta afirmă Sfânta Scriptură. Femeia este cea care asigură, dacă vreți, climatul potrivit în casă. Proverbe 31 cu versetul 27 spune în felul acesta. Ea, femeia aceasta, veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. De ce nu tata? Și tata este responsabil. Dar înțelegând dinamica, tata este prins cu munca, hai să spunem că e prins și în lucrare, pe lângă muncă are și biserică, are și lucrare, se întâmplă uneori nu că nu vrea, ci fiind trasă în atâtea părți, nu are capacitatea extra pe lângă toate să fie implicată în fiecare domeniu a vieții. Pe când mama este, de la o vârstă ce fragedă, din pruncie, din naștere, mama este ființa care întotdeauna stă împreună copilașul. Și nu-i de mirare că atunci în primii anișori, dacă copilul caută pe tata, îi doar se spune unde este mama. Pentru că mama devine pentru copil acel refugiu. Ea veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei și observați, ea nu mănâncă pâinea lenevirii. Nu doar în domeniul muncii casei, în care ea se investește, lucrează, pune timp, ci în domeniul vieții copiilor ei, acestea te consumă. Vreau să vă spun din slujirea pastorală, și frații slujitori pot confirma lucrul acesta, a predica, dacă Dumnezeu îți dă darul acela, este, cum să o numesc, o plăcere, o delectare, o bucurie, e un har de la Duhul Sfânt, e ceva deosebit. A sta în fața poporului nu prin ideea de a primi aclame, ci a fi practic în punctul acela doar ca conduita prin care curge cuvântul, e o bucurie, e un har, este o folosire a Duhului Sfânt. A exercita un dar din partea Duhului Sfânt, de bună oară, un dar de prorocie, un dar de vedenii, e un har pentru că și omul primește har din harul acela. Dar din slujirea pastorală, poate cea care consumă și mănâncă cel mai mult din vitalitatea unui slujitor, este consilierea. Să petreci timp, să asculți greutățile persoanei, să te investești emoțional, cu empatie, să ridici omul din greutate, dând îndeajuns timp să-i asculți crizele și nevoile, asta te consumă, îți mănâncă viața. Asta e consilierea. Și în sensul familial, fiecare mamă și tată este un consilier zilnic pentru copiii săi. Copilul vine cu frustrări, cu nevoi, cu probleme, cu supărări, cu situații de la școală și mama și tată trebuie să consilieze copilul, să se investească. Asta îți consumă viața.
îți mănâncă vitalitatea. Literalmente îmbătrânești făcând aceste lucruri. De aceea Biblia afirmă, ea, femeia înțeleaptă, nu mănâncă pâinea lenevirii. Pentru ea nu spune, lasă-mă în pace, du-te acolo pe ale tale și uite-te la tine și las că o să treacă ziua de azi. Ci ea și ia timp de la ea, de la odihna ei, de la liniștea ei, de la colaborările ei cu prietenele ei, în a se investi în viața copilului. Ea veghează asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Asta este mama. Și nu degeaba spune Sfânta Scriptură că femeia este cea care prima ajunge să investească cuvântul în inima copilului. Fiind mai mult acasă cu copilul, petrecând ore multe cu copilul acasă, face Apostolul Pavel la Timotei, bunica și mama ta care te-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, tații revin, sunt cei care trebuie să dea direcție întregii familii, dar mama este cea care petrece cel mai mult timp cu familia. Am văzut familii unde au ieșit niște copii pita lui Dumnezeu și tați care din nefericire nu erau așa. Tați care dacă evaluai pe ei, puteai să spune că din casa asta nu iese nimic. Ce a făcut acolo diferența a fost o mamă înțeleaptă. O mamă care a știut cum să-și gestioneze casa, cum să asiste soțul și cum să investească în viața copiilor. De aceea spune cuvântul Domnului, ascultați femeilor. Domnul cere în schimb ceva foarte specific. Ascultați femeilor cuvântul Domnului și să prinde urechea voastră ce spune gura lui. Observați, ascultați cuvântul Domnului. Domnul vrea să privim la cuvânt ca fiind modalitatea prin care Dumnezeu ne învață. Am înlocuit la ora actuală învățătura biblică cu foarte multă psihologie, educație seculară și apoi credem că aceste formule vor duce la familii sănătoase. Fiecare caută elixirul fericirii în familie. Dați-ne rețeta pentru a avea o familie de succes. Și vin oamenii cu cărți bine scrise și puse la punct, cu niște imagini foarte faine pe copertă, 7 pași înspre familia de mâine, 10 pași ca să ai copiii mântuiți, 9 feluri în care poți să ai o familie puternică. Dragii mei, formula pentru familie există în cuvântul lui Dumnezeu. Nu afirmăm, revin, că la ora actuală, prin știința care Dumnezeu a îngăduit să existe, noi nu putem învăța nimic. Că realmente vorbind, când merge să nască mama la spital, se bucură tare mult de mediul creat de spital, de siguranță, în care este curățenie, în care este asistată prin medicație, prin altele, să poată naște cu bine. E un mare har. Spre deosebire de ani în urmă, când de multe ori muria și mama și copilul la naștere. Ăsta e un har. A crescut știința. Nu suntem împotriva științei. Dar de prea multe ori, am înlocuit sfaturile biblice doar cu pur psihologie seculară. Și apoi ne frustrăm când vedem că, de fapt, nu dă randament. Biblia are cele mai practice sfaturi pentru creșterea copiilor în toate domeniile vieții lor. Pentru că principiile scripturale sunt general aplicabile în toate domeniile vieții. Totodată, vreau să observați ceva. Casele noastre nu conțin copii. Mi se pare așa prea simplist spus cuvântul copil. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Moartea a pătruns în casele noastre împărătești. Știți că spune Apostolul Petru, Dumnezeu pe noi ne-a mântuit ca să fim un neam ales, o preoție sfântă? Noi suntem preoți și împărați pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Asta ne-a făcut Dumnezeu în mântuire. Gândiți-vă că dumneavoastră în casă nu creșteți copii pentru ziua de mâine. Dumneavoastră creșteți păstori, evangheliști, proroci, oameni care să ducă mai departe împărăția Domnului acolo unde Dumnezeu vrea să ajungă. Asta înseamnă creșterea copiilor. Și când privești la copiii tăi în felul acesta, parcă devine mai plăcută, mai frumoasă creșterea copiilor. Îți dai seama că investiția ta de 10-20 de ani care te consumă ca mamă, ca și tată, are un randament veșnic. Gândiți-vă la mari oameni care au influențat lumea din prismă religioasă, la predicatori renumiți prin care Dumnezeu a adus mulți oameni la Domnul. Știți ce a stat la fundația lor? O mamă și un tată care i-a învățat cuvântul Domnului. O mamă care a petrecut timp cu ei, care s-a rugat cu ei. Frații Wesley povesteau cu mama lor, cu fiecare, petrecea câte o oră
Și în fiecare timp, zi își făcea timp pentru fiecare dintre ei, neavând loc. Acolo, sub șorțul ei, petrecea timp cu ei, rugându-se și stând la oaltă cu ei, împărtășie cu Domnul. Acele momente cu mama lor au format acești oameni care au dat naștere la mișcarea sfințirii a secolului XIX. Asta înseamnă o mamă înțeleaptă, care privește la copii nu doar ca la niște oameni pentru ziua de mâine, la niște oameni ai lui Dumnezeu, care vor influența societatea, vor modela comunități și pe umerii cărora Dumnezeu va pune mari poveri pentru împărăția sa. Doamne, dă-ne astfel de gândire în familie. Ei, dragii mei, asta spune Sfânta Scriptură. Și observați ce spune un sfat foarte interesant dat de Dumnezeu. În a treia parte a versetului 20, ascultați, femeilor, cuvântul Domnului, să prindă urechea voastră ce spune gura lui. Și acum, învățați pe copiii voștri cântece de jale, învățați-vă plângeri unele pe altele. Nici o familie nu vrea să aibă copiii deprimați, mai ales în ziua de azi când depresia e la culme și cei mai mulți sunt frustrați cu ceea ce se întâmplă. Cine vrea să aibă copii plângăcioși în casă? Nu, să fie râs, voie bună, veselie, sănătate, Doamne ajută! Dar spune Ieremia din partea Domnului, învățați pe copiii voștri să plângă. Învățați-i să se jelească. De ce? Pentru că realizând climatul vremii în care noi trăim, va trebui să fim bine echipați pentru lupta care ne confruntă. Asta înseamnă că trebuie să formăm o mentalitate în mintea copilului, nu de panică și de groază, dar de atenție continuă că trăim într-o lume care este complet minată de diavol. Nu vrem să trăiască cu spaimă și frică, dar vrem să fie extrem de precauți în tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, ei să fie la zi. Observați ce ne spune în cartea Neemia, în capitolul 4, în capitolul 1, versetul 3 și 4. Ei mi-au răspuns, ce au mai rămas din robie, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în țară, și în cea mai mare norocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt rămate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Sunt multe familii care sunt prinse în lupta aceasta. Sunt familia căror copii au fost loviți și țintiți de diavolul. Și dacă îmi permiteți, fac aici un aviz, dragii mei, haideți să ne învățăm să fim mai rezervați cu judecățile noastre. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, nu judecați nimic înainte de vreme până nu se va arăta cel ce va descoperi toate tainele din inimă. Dragii mei, noi prea ușor analizăm și habar n-avem de ceea ce se întâmplă. Avem atâtea precedente biblice. Doamne, oare cine a păcătuit? Omul sau părinții lui? Și Domnul spune, n-a păcătuit nici el și nici părinții lui. Când este vorba de luptele care se dau la nivel de familie, nu știm noi de fapt ce se întâmplă. Sunt situații când diavolul atacă și este îngăduit un moment de încercare, cât e un copil, este prins într-o luptă din partea celui rău, se manifestă acele tipare înnăscute în ființa lui și el are nevoie de mântuire ca oricine altcineva, ca și cum noi am fost mântuiți de Dumnezeu. Și noi atunci stăm ca și părinți și tragem linii și analizăm. Apă sigur că taicu-s-o îi vai de capul lui, că mamă s-a nu făcut nimica, asta e blestem din cauza că o făcut cu tare și cu tare. Și habar n-avem, dragii mei, cu câte păcate ne încărcăm noi din cauza că tragem noi linii în dreptul altora, neștiind de fapt unde este adevărata luptă. Dragii mei, feriți-vă de astfel de lucruri. Un frate predica odată și povestea o întâmplare care a trăit-o el vis-a-vis de bănuiala asta, ria, că noi românii la capitolul ăsta avem o mare problemă cu bănuielile, atâta noi le știm pe toate, știu eu, știu că are ceva cu mine, măi, nici măcar nu te cunoaște, l-am văzut cum s-a uitat la mine, măi, poate îl dorea ochii, se uita în direcția aia, nu, ăsta are, el cu bunica mea odată, bunica lui a avut ei o ceartă și de atunci, și atâta bănuiele avem noi ca români, ferească-ne Sfântul Dumnezeu. Și predica păstorul acesta, spunând despre harul Domnului, despre mântuire, toată biserica era cercetată, în timpul programului, la cântare, frații au cântat, au plâns la rugăciune, ce un băiat stătea pe un scaun acolo nemișcat, ăsta nu s-a ridicat în picioare, nu s-a pus în genunchi, ăsta nu reacționa, a zis,
ce fel de piatră trebuie să fii să nu reacționezi? Toată biserica e plină de bucurie și stai ca o stâncă acolo. Când e gata programul, mă duc la el și își spun două vorbe. Zicea el, când s-a terminat slujba, printre pace, pace cu alți frați, îmi făceam drum să merg către el. Și până să ajung eu la el, zice, a venit cineva cu un scaun cu rotile, l-a pus în scaun și l-a scos afară. Ce m-a luat groaza. Mi-am dat seama că era invalid. El nu se putea ridica în picioare. Nu se putea pune pe genunchi. Dar eu știam că el e rău. Dragii mei, atâta greșim noi prin formele noastre de evaluare și de analiză. Să fim foarte atenți, să nu tragem concluzii în dreptul altor familii. Ne ajunge nouă cât de greu ni nouă în luptele care le dăm, de n-avem noi timp și de luptele altora. Sau s-ar prea putea că uneori dacă avem timp de luptele altora, probabil că nu ne facem timp de ale noastre. Și apoi să ne mirăm când peste ani de zile mâncăm noi roadele judecăților noastre în casele noastre și atunci învățăm și spunem toată viața cât voi trăi, nu mai zic nimic de nimeni. Trăiesc că până atunci am zis destule. Hai să ne pocăim în prealabil să mai facem din acestea. Ei, dragii mei, observați că noi suntem chemați să luptăm simțind durerea pentru alte familii. Dacă vine copilul tău acasă spunând, ai văzut că copilul fratelui a făcut așa, în loc să-i spui ca și tată sau mamă, da, las că familia lor așa sunt ei sau cine știe câte altele, îi spunem, e adevărat, ai văzut cât el a căzut într-o luptă, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ajute. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune, că noi vrem ca și El să fie mântuit cu noi împreună. Asta înseamnă să pui în inima lor durerea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Asta înseamnă ca mame să învățăm pe copii să plângă, să se jolească, să simtă lupta care este. Și să nu trăiască triumfalist că noi mergem prin lume ca o barcă liniștită, ca o dită asupra vapor american și pe lângă noi trebuie să dă la o parte. Nu, noi suntem în luptă. Terenul e minat, diavolul caută să atace și observați când zice Hristos, vrășmașul, diavolul, inamicul, nu vine decât să înjunghie, să fure, să distrugă, sunt cuvinte violente. Să nu vine să te gâdile, vine să te omoare. Sună urât cuvântul, dar asta vrea să facă diavolul. El nu ia inamici, el distruge totalmente. Trebuie copilul să înțeleagă că lumea în care trăiește îi vrea răul spiritual. Pare bine în forma care se prezintă, dar e un rău spiritual. Ca să simțim profunzimea aceasta, trebuie să simțim durerea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, gândiți-vă acum la ceea ce înseamnă lupta cu tehnologia. Omul modern interacționează cu aparatul electronic de 2617 ori pe zi. Asta înseamnă că în fiecare zi, fiecare din noi, fără să ne dăm seama, atingem telefonul, deschidem ecranul, verificăm un app, intrăm pe internet, căutăm un e-mail de 2617 ori, plus minus, la unii poate mai mult, la unii poate un pic mai puțin. Dar în continuu verificăm. Nu vi se pare interesant, mergi la bancă, stai în linie și vezi că sunt 3-4 înaintea ta, ce faci din reacție, fără să dai seama? Primul lucru, scoți telefonul, te uiți pe el, pui, trebuie să treacă timpul, trebuie să caut ceva, sau mi-a venit un mesaj, mă uit, sau nu a venit un mesaj, dacă mi-a scris cineva, să verific, să mă asigur că nu mi-a scris cineva, asta înseamnă că este ubicu, adică este parte din viața noastră. Și acum, observați pericolul iminent. Prorocul observă ceva, căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre. De la început, lupta pentru copii a fost asiduă. Pentru viața copiilor noștri, lupta a fost asiduă, dragii mei. Gândiți-vă că în Egipt, când au vrut să extermine un popor, nu i-au omorât pe ei, le-au omorât copiii. Când s-a născut Domnul Iisus și a vrut să asigure Irod că nu va veni acel împărat, n-au omorât pe evrei, au omorât copiii. Uitați-vă că la ora actuală aceeași luptă este renăscută. Nu mai vorbim despre avort și câte crime se fac la ora actuală. Dar cel puțin, dacă le pot distruge sufletele, vor fi câștigat bătălia. Lupta se dă pentru copiii noștri. Și mai mult, dragi frați și surori, efectul acestui pericol se observă pe două laturi. Spunea prorocul astfel, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Observați cum arată aceste două valențe. Copiii pe uliță înseamnă distrugerea activităților copilărești prin digitalizarea activităților de joacă. Revin, copiii nu se mai joacă afară pe uliță. Copiii se joacă pe ulița virtuală pe internet.
Ei nu se mai întâlnesc cu prietenii lor afară să fugă după veveriță. Ei acum stau pe internet, fac competiții pe internet și vezi că e stresat că s-a luat internetul și prietenul lui l-a așteptat să intre pe internet să joace împreună cu el. Deci asta înseamnă a nimici pe copii de pe uliță. Le-a distrus viața de copilărie. Și doi, a nimicit pe tinerii noștri în piețe. Piața era locul în care oamenii se întâlneau pentru socializare. Dacă vreți, actual, mall-ul. Mergeai la mall nu ca să cumperi, ca să te plimbi, să bei o cafea, să te vorbă cu prietenii. Asta înseamnă să mergi la mall. Asta înseamnă distrugerea contextului social a tinerilor prin digitalizarea comunicării și interacțiunii prietenești. E șocant, dar e real. Să mergi la mall, să vezi patru fete care stau la o masă, toate patru sunt pe telefon. Toate patru vorbesc între ele pe telefon. Îs acolo una lângă alta, dar își dau mesaje între ele pe telefon. Nimeni nu mai mănâncă o mâncare. Prima oară trebuie să faci o poză, două, trei, patru, apoi o mănânci. Că n-are gust mâncarea dacă nu intră prin Snapchat prima dată și după aceea poți să o mănânci și tu. Observați că este lupta ubicuă care are de face cu viața noastră. Asta nu că vrem sau nu vrem, asta este, asta așa există la ora actuală. Și observați că tinerii noștri au pierdut capacitatea de interacționare. Dacă te uiți la ei la întâlnit tineret, de multe ori nu pot vorbi unii cu alții, pentru că nu mai au capacitatea aceea. Ca să nu menționez ce se întâmplă în momentul când pornografia distruge creierul lor, realmente face schimbări somatice în creierul lor și nu mai sunt capabili să se uite în ochii altor oameni. Din cauza vinei care o poartă, din cauza modalității în care le-a afectat cogniția aceste lucruri care le-a văzut și acum devin practic antisociali. Cea mai mare ciudățenie, cel mai mare paradox, în vremea hipersocială, cu social media, devenim cei mai antisociali, cei mai singuri, cei mai deprimați, cu toate că suntem cei mai ultraconectați. Asta este lupta care se dă. Cât de gravă să fie problema digitală în viața copiilor noștri? Veți spune că poate exagerez, e prea de tot, nu-i chiar așa, e adevărat, îi, dar nu-i chiar halul ăsta. George Barna spunea în felul acesta: expunerea la mass media a devenit cea mai răspândită și mai gravă dependență din America. Tinerii nord-americani consumă aproximativ 9 ore de divertisment pe zi. Asta include absolut tot: jocuri, social media, YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, Pinterest, tot ce vreți dumneavoastră. Toate acestea puse la oaltă compun undeva la 9 ore în medie. Afecțiunea creată asupra creierului este după cum urmează, spunea Dr. Candrens. Am tratat sute de dependenți de heroină, care nu știți, heroină este un drog, clasa A, extrem, extrem de puternic. Face un impact de adicție groaznic. Cei care sunt dependenți de heroină și încearcă să iasă, au acele manifestări care seamănă cu cei demonizați. Spume la gură, se zbat, se zbârcolesc, e o durere fizică care o simt. Spunea această doctoriță: am tratat sute de dependenți de heroină. Ce pot spune este că e mai ușor să tratezi un dependent de heroină decât un dependent de ecran. Citisem un studiu care spunea că atunci când s-au făcut studiile pe creier, văzând care este reacția unui dependent de cocaină, să vadă care sunt componentele din creier care se iluminează când au nevoie să-și ia droguri, apăreau de 9 la 10 ori mai tari pentru cei dependenți de pornografie. Are un impact mai mare ca și cocaina, ca să înțelegi despre ce vorbim. Creierul copilului tău, când se joacă Minecraft, arată ca și creierul unui drogat. Nu ne miră că noi putem dezlipi pe micuții noștri de ecrane și devin agitați când li se rupe timpul digital. Avem de acel cuvânt modern, zombie. Îl vezi că arată ca un zombie. Iese din cameră, ochii sunt roșii, îi buimac, hai să mănânci. Se uită la tine și uite prin tine. El habar n-ai ce vorbești cu el. El e atât de conectat, creierul încă nu a făcut reset. Încă nu s-a deconectat ce a fost acolo. Ba încă e frustrat, nu-i foame, e agitat, e nervos. De ce ai pus farfurice? De ce ai pus scan acolo? Și vezi că se răstește la tine ca părinte. Tu vrei să devii părinte român? Mă, stai un picuț aici, că eu stata în casă, nu ești tu. Și n-ai idee ce l-a apucat pe el. Că mai ieri era complet normal. Aseară a fost complet normal.
Azi nu-i normal, pentru că aceste lucruri au un impact profund asupra minții. Doctorul Jean Twenge spune în felul acesta, în cartea iGen, adolescenții sunt complet nepregătiți pentru majorat. Cei de 18 ani se comportă ca de 15 ani și cei de 13 ani ca de 10 ani. Observați, totul s-a întâmplat prin anul 2011, generația Alpha. Generația crescută pe internet, pe telefon. Interesant, copilașul de 10, 11, 12 luni, acum a început să meargă așa cu mânuțele în față, cum sunt primii pași care îi face, de-abia vocalizează mama, tata, dar știți că dacă vede un ecran, știe că dacă apasă pe el se luminează? Parcă e în sânge, e născut în ei. Asta este vremea în care cresc copiii noștri. Astea sunt provocările la care ei sunt expuși. De aceea spun că este fără precedent. Și observăm aceasta. Ne uităm acum la o generație de tineri care nu se mai căsătoresc. Pe undeva cam înțeleg fenomenul. Tinerii care au crescut sub pastorația mea de tineret cu ani în urmă, se căsătoreau undeva la 20, 21, 22 de ani. Eu le-am dat o pildă foarte bună să calce pe urmele mele. M-am căsătorit la 19 ani. Fratele Cornel Bursan spunea, în biserica asta, doi au făcut această performanță. Cornel Bursan și Andrei Bălulescu. Așa, nici o dată nouă. Mă uitam la tineri care se căsătoreau devreme. Copilași, veneau copiii la binecuvântare. Mă uit acum la o generație de tineri care au 25, 27, 28, 30 de ani, sunt necăsătoriți. N-aș putea spune că numai din cauza asta, dar observăm un mindset care a fost complet schimbat prin această situație a internetului. Și realmente vorbind, vedem băieți de 18 ani cu un comportament copilăresc. Mi-ar fi și groază de s-ar căsători ce s-ar întâmpla în casele lor. Niște băieței în trupuri de bărbați. La fel cu fetele, care sunt acum imature din cauza acestei dependențe electronice. Este o realitate. Totodată, după ce devin atașați și condiționați de aparatele digitale, li se prezintă exact ceea ce nu vor părinții. Tot ceea ce dumneavoastră acasă le spuneți că nu-i bine să facă, alții subliminal sau chiar pe față le spun să facă. Observați ce spunea un nume care poate n-ați auzit de el niciodată. Edward Bernays. Omul acesta a fost strănepotul lui marele psiholog Freud. Omul acesta a inventat tactica propagandei. În anii 1920, Edward Bernays a fost contractat de marile firme americane să le creeze platforme de propagandă pentru a face oamenii să cumpere produsele lor. Omul acesta a influențat societatea modernă mai mult decât ne dăm seama și nici măcar nu știm numele. La ora actuală, toți, fără echivoc, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, nu că le vrem, nu că ar trebui, pentru că am fost programați să o facem și prin platformele create de oamenii aceștia. Dacă nu greșesc, în anul 1920, marile companii de tobacco din America aveau o mare frustrare. Numai jumătate din populație fuma, bărbații. Pentru a o femeie să fumeze era ceva de neconceput, era antisocial. Și s-au întrebat cum putem capitaliza și pe acest grup și segment demografic ca să ridicăm profiturile. L-au contractat pe Bernays. Omul acesta era ultra conectat cu foarte multe firme. Și în contextul acesta a devizat un plan. La o mare paradă, nu mai știu exact, în New York sau unde a fost, au paradat mai multe persoane și soldați și alții și în urmă a venit un grup de domnișoare, cochete bine aranjate, contractate de el, care în timpul marșului, la un moment dat, la comandă, toate au scos câte o țigară și au început să fumeze. S-au scandalizat oamenii, au făcut poze peste tot, s-a trimis în ziar. Acum el era în contract și cu cei de la ziare. Și au pus un headline foarte mare, aerul libertății. Și femeia are drepturi. Și femeia este liberă. Peste noapte, vânzările la țigări la femei, skyrocket. Din cauza că așa lucrează propaganda. Omul acesta literalmente a scris cartea Propaganda. El a scris manualul de propagandă. Și ascultați ce spune Edward Bernays în cartea Propaganda. Manipularea conștientă și inteligentă a obiceiurilor și opiniilor organizate ale maselor este un element important în societate democratică, adică capacitatea să-i facem pe oameni să facă ce vrem noi. Cei care manipulează acest mecanism nevăzut al societății constituie o rețea guvernamentală invizibilă,
care este adevărata putere de conducere a țării noastre. Adică nu Casa Albă conduce, nu Parlamentul conduce, nu Senatul conduce. Conduce această forță invizibilă care conduce pe oameni să cumpere ce vor ei, să creadă ce vor ei. Ăștia fac pe oameni să creadă că trebuie mers la război, că nu trebuie mers la război. Guvernul nu mai semnează. Ăștia, de fapt, influențează. Suntem guvernați, mintea noastră modelată, gusturile noastre formate, ideile noastre sugerate, iar în mare parte de bărbați despre care nu am auzit niciodată. Și asta se dă pe tavă copiilor noștri prin experiența digitală. Un executiv publicitar spune așa: am luat o pagină din cartea lui Satana, observați expresia, găsește o slăbiciune pe baza poftei, patimei, în orice bărbat, femeie și copil și exploatează aceea slăbiciune ca să-i faci să-ți cumpere produsul. Pofta sexuală e înnăscută noi, nu e un păcat. Este forța aceea pentru a ne căsători și a procrea. La capitolul acela se creează produse după produse care atâță aceea formă, aceea slăbiciune umană. Și oamenii cumpără că n-au de ales. Fără să știe, sunt programați. Robert Pittman, de la directorul MTV, spunea în felul acesta: noi la MTV nu încercăm să captăm pe cei de 14 ani. Noi îi deținem. We own them. Muzica tinde să fie un predictor al comportamentului și al valorilor sociale mai degrabă decât al divertismentului. Adică muzica n-ar de a face cu divertismentul, ar de a face cu influențarea gusturilor. Ei cumpără, ei se comportă, ei fac pentru că ascultă muzică. Nu ascultă muzică ca să se relaxeze. Muzica însăși influențează. Nu-i de mirare copii care ajung să asculte cântări care sunt îmbibate cu mesajele sataniste, de rebeliune, de supărare, rap, care de-a face numai cu mânia și enervarea, îți vin acasă plin de frustrări. Îl vezi pe micutul tău că acum e nervos, că e supărat. Toate acestea vin pe fondul ceea ce ascultă. Posibil cel mai grăitor și înfiorător aspect este cel găsit în ceea ce scria scriitorul Bertrand Russell. Zicea în felul acesta: dar poate cel mai important dintre toți agenții moderni de propagandă este cinematograful. Ducând la uniformitate aproape mondială, marea majoritate a tinerilor din aproape toate țările civilizate își derivă ideile de dragoste, de onoare, de calea spre câștig de bani, din importanța hainelor bune, din serile petrecute în a vedea ce Hollywood crede că este bun pentru ei. Acum auziți, mă îndoiesc dacă toate bisericile și școlile combinate au la fel de multă influență ca cinematograful asupra opiniilor tinerilor. Producătorii de la Hollywood sunt mari preoți ai unei noi religii. Hai la tineret, hai la biserică, hai să asculți cuvântul. Vine. Și tânărul nostru vine tot mai lumesc, tot mai lumesc. Bă, cine l-a învățat să facă asta? Evident că nu păstorii, evident că nu biserica. Dar vedem că parcă tot mai tare se trage de la biserică, tot mai tare se împinge împotriva lui Dumnezeu, tot mai tare n-are nevoie de lucrurile acestea. Pentru că adevărații preoți ai religii seculare sunt cei de la Hollywood. Și, dragii mei, cu mâna noastră le-am dat acces în casele noastre. Vă spune careva, asta e fanatism, frate. Cum vreți dumneavoastră? Rezultatele se văd pe măsură. În sensul acesta, este dorința să creiem niște ucenici pentru Imperiul Anticristii care va veni. Oameni care vor crede ce li se va da de la micile ecrane și care nu vor obiecta indiferent de ceea ce li se va spune. Dacă vreți, este un articol public, se poate găsi, The UN Agenda pentru anul 2030. Articolul 51 scrie în felul acesta. Ceea ce anunțăm astăzi, deci s-a declarat acum la Davos câțiva ani în urmă că asta se vrea să se implementeze în lume până în anul 2030. Aici a apărut expresia The Great Reset. De aici vine, de la acest articol. Și în articolul 51 spune așa: ceea ce anunțăm astăzi este o agendă de acțiune globală pentru următorii 15 ani. Este o cartă, a charter, pentru oameni și planetă din secolul 21. Copiii, tinerele și tinerii sunt agenți critici ai schimbării.
și vor găsi în noile obiective o platformă pentru a-și canaliza capacitățile infinit de activism în creierea unei lumi mai bune. Știți ce interesant, dragii mei? Cele mai mari schimbări în biserică nu s-au produs că frații au crezut că chiar e nevoie de ele. S-au produs din cauza tinerilor. Știți de ce? Influențați de lumea de afară, nu și-a mai găsit locul în adunare dacă nu facem și noi show și multe altele. Apoi, părinții, ca orice părinte, sub frică că își pierd copiii, au pus presiune pe slujitori. Dar fraților, faceți ceva, că ne pierdem copiii, lasă acum, că drept că noi am fost mai înapoiază, dar lasă că azi e America, numai e România, hai să fie bine, lasă, fă acolo să le fie ok, să, numai să stea cu noi. Și observați că peste ani nu mai arătăm ca ceea ce am fost odată. Știți ce cel mai trist, dragii mei? Nu că am schimbat neapărat formele, că formele se pot schimba cu atenție, în limitele normalității Bibliei. Că ziceam la frați într-o dimineață, am avut niște musafiri, n-am putut să le încadrăm toate în program cum era tradițional. Noi de la 9 la 10 facem ore de rugăciune, după care la 10 la 12 programul de evanghelizare, ca la bisericile, zic eu, normale, tradiționale. Și în dimineața aceea, la ora 9, eu m-am dus să încep programul. Am pus și fanfară de la început și un musafir cu un cuvânt și o predică și o poezie și până la 12 mi-am făcut un program de convenție, 3 ore. Am schimbat forma. N-am păcătuit în asta. Că forma aceea, că trebuie neapărat frate din moș la 9 la 10, neapărat să fie ori de rugăciune. Nu e o problemă. Că am făcut 3 rugăciuni în tot programul. Și la ora 11 am făcut o rugăciune. N-a fost aia problema. Forma aceea am putut să o schimb. Dar principiile nu se pot schimba niciodată. Că noi la ora actuală am actualizat niște forme care nu mai sunt cum erau acum 60 de ani. Nu-i aia neapărat o problemă. Problema este că noi nu mai avem puterea care era acum 60 de ani. Nu vedeți la noi, dragii mei, cât de mult vorbim despre Duhul Sfânt, despre putere, despre minuni? Unde sunt minunile între noi? Unde sunt manifestările Duhului Sfânt? Dragii mei, nu ni se par nedrept că și copiii noștri merită zestea care am primit-o noi? Eu am crescut la nopți de veche, eu am crescut la momente de rugăciune, eu am văzut minunile lui Dumnezeu, eu am spus de multe ori, eu sunt penticostal înrăit, pe mine nu mă convinge nimeni că Dumnezeu nu lucrează, că nu face. Eu l-am văzut pe Dumnezeu făcând prea multe minuni, cred în Duhul Sfânt, cred în prorocii, cred în vindecări și, dragii mei, nu tot ce zboare se mănâncă, avem filtru să știm ce e de la Domnul, ce nu e de la Domnul, că nu orice prorocie trebuie primită ca fiind de la Domnul. Dar când e vorba de lucrarea Duhului Sfânt autentică, eu cred că Dumnezeu mai lucrează și în ziua de azi, mărit să fie numele. Problema este, dragii mei, că vorbim de ele, nu le mai trăim. Și nedrept, mă doare inima, că și copiii noștri merită asta. De ce le spunem noi când eram în România nopți de veche? Nopți de veche! Nopți de veche! Până la 6 dimineața, frații se rugau, plângeau, curgeau apa pe pereți. Le-am băgat în mână laudă și închinare. Dă, frate, jumătate de oră cânt acolo, n-ai treabă. Rugăciune nu există. Putere în rugăciune nu există. Nu se aude glasul bisericii în rugăciune. De ce îi văduvim de valorile care Dumnezeu ne-a dat prin Duhul Sfânt? De ce nu le dăm și lor voie să guste din harul care Dumnezeu ne-a dat și nouă? Dragii mei, să ne pocăim din toată inima. Amin. Și dacă vi se par prea dure cuvintele mele, nu-mi cer iertare. Asta cine cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să dea înțelepciune și lumină. Observați, asta este lupta. Toate aceste concepte și influențe sunt servite prin micile ferestre digitale ale copiilor noștri. Moartea a intrat pe ferestrele noastre. Aș pune o întrebare. Cum am ajuns aici? Și am identificat 3 factori. În primul rând, lipsă de timp. Nu avem timp. Păi am venit în America, am venit în Canada, am venit în Occident, de ce? Pentru o viață mai bună. Pentru cine? Pentru copiii noștri. De ce să treacă și ei prin viață cum am trecut și noi? Noi mâncam o banană la Crăciun. Oh, dacă primeai un ou, pentru mine ou Kinder era ca să nu zbieri la dentist. Era momeală. Dacă taci din gură și nu zbieri, îți iau un ou Kinder. Și prin aia răbdam tortura la dentist. Și după aceea primeam un nou Kinder. Asta era cu adevărat ceva. Pentru copiii mei, un nou Kinder, îl calc în picioare și jucărie după 2000 de ori cu noi. Ne dăm seama că am vrut să le oferim ceva ce noi n-am avut. Și pentru aia au venit frații și cum românii aici, slavă Domnului, au un work ethic care numai românii pot să aibă, muncesc
din greu, sunt dispus să facă orice pentru a fi oameni în societate, am muncit. Și au muncit frații, și au muncit frații, și au muncit frații, până n-am mai avut timp. N-au avut timp de rugăciune, n-au avut timp de adunare, n-au avut timp de post, n-au avut timp de stăruință, n-au avut timp. Și pentru că n-am avut timp, a avut altcineva timp să crească copiii noștri. Pentru că noi ne-am făcut timp, alții au venit să-și facă timp pentru ei. Mă întorc, dragii mei. Copiii noștri n-au nevoie de banii noștri. Da, e adevărat, au nevoie. Au nevoie de mâncare, au nevoie de haine, au nevoie de mașină, au nevoie de astea. Dar, dragii mei, copilăria lor are nevoie de noi, de relația cu noi. La un moment dat, un copil ne spune în 2 Împărați 4 că s-a dus la tatăl său cu o durere de cap și zicea, capul meu, capul meu. Și tata lui, pentru că era probabil undeva român veritabil, pentecostal, i-a zis, du-l la mama sa. N-am timp de el acum, eu muncesc aici, du-l la mama sa. Și până seara copilul a murit. Că n-are timp de el. Frate Dragoș Croitoru spunea o întâmplare hazlie, dar foarte pragmatică. În zona unde erau dumnealor, frații de la cultul pentecostal au primit înleznire să facă ei ori de religie copiii la școală. În acea comunitate erau predominant numai pocăiți. Și făceau ei ori de religie copiii. Interesant că un băiat de-a fraților totdeauna chiulea de la oră. Până într-o zi când frații, sesizându-se, au fost acasă la familie să discute ce se întâmplă. De ce copilul fratelui niciodată nu stă la ora de religie? Și fratele, om cu bani, cu business, îl primește frați cu mare drag acasă și frate, spun frate, am venit să întrebăm ce are copilul tău cu fratele, cu tare și cu tare, care vin să facă religie, că niciodată nu stă la oră. Și dumnealui, tată veritabil, bă, treci încoace. Auzi, ia spune aici de față cu frații, ce ai tu cu frații nu stai la ora de religie? Ce te apucă? La care spune, tată, dar eu chiulesc și de la matematică, și de la română, și de la geografie, și de la știință. Și acum fratele foarte liniștit spune, fraților, vedeți că n-ar nimica cu voi. El la toate chiulește. Adică așa s-o mângâi cu chestia asta ca și cum ce bine face. Știți că sună hazliu, dar e foarte dureros. Nu ne facem timp pentru copiii noștri. N-avem timp. El e micuț. Ți-o desenat acolo un iepuraș, spune acolo familia mea, pune acolo două figurine de băț și uite, tata, ți-am făcut o poză. Nana, fai, mulțumesc foarte mult, hai, lasă. Vine a doua zi, că uite, ți-am făcut iar o poză, n-am mulțumesc foarte mult, hai, pleacă. Într-o zi nu mai vine cu poze. Într-o zi vei cere să facă poze. Într-o zi îți trimite așa un SMS, sunt plecat, mulțumesc. Că n-are timp de tine. Dragii mei, faceți-vă timp pentru copiii dumneavoastră. Cei care suntem în lucrare, uneori suntem poate cei mai taxați, că așa e situația. Călătorim încoace încolo, suntem mai vizați. Trebuie să fim atenți să ne facem timp de copiii noștri. Au nevoie de noi. Era aceea situație foarte lacrimogenă, dar dureroasă. Că un copil se ruga, el, Doamne, fă-mă telefon, ca să se uite tata și la mine. E dureros. Avem timp și noi venim acasă, obosiți după o zi de muncă, am vrea și noi să ne liniștim. Ce să facem? Uităm și noi la știri în România, ce mai cu prezidențiale, cum e cu fotbalul, cum e cu cutare. Nu lucruri păcătoase, zicem noi, numai să un pic să mă relaxez și eu. Atunci el are nevoie de tine. De aceea spuneam, ea nu mănâncă pâinea lenevirii. Asta te consumă, îți mâncă viața. Tu vii obosit acasă, copilul te ia ca cel neodihnit. El vrea să joace cu tine fotbal, vrea să meargă la plimbare, cu bicicleta, vrea să construiască Lego. Tu numai de Lego n-ai chef. Ai chef să te odihnești, să dormi, să mănânci, să lase toți în pace. Toată ziua, ziceam aseară, 10.000 de cuvinte. După ce ai vorbit cu toți, mai să vorbești și copilul tău. Nu mai ai cuvinte rămase pentru el. Împrumută-te, fă ce știi, inventează. Dar ai timp pentru copilul tău. Nu ne-am făcut timp și au făcut alții timp. Și ăștia își fac timp. Ăștia bagă miliarde de dolari ca să le inventeze, să învețe și să le spună ce să facă. Și te miri după aceea că, uite, copilul tău nu mai ascultă. În al doilea rând, am ajuns aici din cauza prestigiului. Bă, frate, dar ce numai noi să fim săraci bisericii? Ce numai noi nu poate să aibă iPhone? Lasă-mă să aibă iPhone, na. Vrei iPhone, iau și la iPhone. Na, să mă duc acum la biserică cu o mașină, să fie o mașină bună. Și ne-am băgat la datorii, am cumpărat din greu ca să le dăm și lor. Pe fondul acestei le-am cumpărat tot ce au vrut. N-am știut ce ne cer. Da, ci că toți din biserică au, auzi mă, toți din biserică le cumpără. Lasă, acum le cumpărăm și noi. Și le-am cumpărat aparate, le-am cumpărat lucruri care, încetul cu încetul, au băgat moartea în casele noastre. Le-au omorât conștiința.
le-a omorât sufletul. Nu ne-am dat seama. Dar noi le-am cumpărat de prestigiu. Să râdă alții că n-au și ei acasă platforma cu tare, jocul cu tare. Revin, dragii mei, nu devin atâta de, să zic eu, fundamentalist. Chiar nu-i voie nimic în casă, nu. Dar eu vă rog, evaluați foarte bine și atent ce folosesc copiii dumneavoastră. Ce vă cer să le cumpărați? De ce vă cer să le cumpărați acele lucruri? Am ajuns aici, dragii mei, din cauza ignoranței în al treilea timp. Acea expresie, frate, eu habar n-am ce face el acolo, mă depășește pe mine. Eu am făcut facultate în domeniul profesional. Am lucrat la o firmă în domeniul acesta până frații mi-au cerut să preiau pastorație când a murit fratele Cornel Bârsan. Am fost implicat și în biserică, și la lucru profesional, am fost în ședințe, am fost în conferințe. Știu destul de bine cum lucrează lumea aceasta. Știți că la ora actuală copiii mei pe mine m-au depășit? Când am venit în Canada, nu știam cum se deschide un computer. Mi-era frică că dacă apăsesc butonul ăla, explodează mașina aia din fața mea. Asta am știut. Când eram, eu știu, clasa a doua, a treia, la 6-7 ani, am fost la un prieten în România și fiind încă în țară atunci, am dormit la el acasă și îmi spune el, auzi, seara asta ne jucăm pe computer cât vrem noi. Noi avem parolă pe computer. Ma, tata mie nu-mi dă voie să văd, dar tu ești musafir, nu-i pasă. Când el scrie parola, stai lângă el să vezi ce scrie. Și zic, sigur, nicio problemă. Vine tata, bate parola și vine el, care-i parola? Auzi, ușoară. Steluță, 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 steluță. Ce băi, nu pe ecran trebuia să-i spui, pe tastatură ce scrie el. Mi-a spus să mă uit ce scrie el acolo, aia o scris pe ecran, steluță, steluță. Atât am știut o tehnologie la vârsta aceea. Am venit în Canada, atâta știam. A, în timpul acesta am învățat, am intrat online, am făcut multe, am ajuns să învăț, am depășit pe cei din generația mea cu tehnologia. La ora actuală mă uit că copiii mei m-au depășit. Nu că n-aș ști sau nu am facultăți mentale. Nu-mi fac timp să mai stau eu online să învăț acum toate jucările care sunt online. Ne-au depășit. Chiar asta fac în fiecare zi. Ăștia fac o platformă nouă la câteva zile. Apare bauna nouă. Noi acum, când vorbești de Facebook la tineri, râd între ei, auzi, asta ești fosilă. Zice, Facebook e pentru aia bătrâni, pentru moșu babe. Nu, noi acum avem altele ziua de azi. Până și Snapchat-ul acum devine ceva mai irelevant, încă se mai folosește încoace încolo, dar ajungem la altele mai noi. Toate se schimbă, sunt o forfătă continuă. Normal că n-ai cum să ții pasul cu ele, dar nici să pledezi ignoranță totală n-ai voie. N-ai voie. Ca părinte modern în era hiperdigitală, n-ai voie să spui cuvintele, eu nu știu. Nu contează. Nu știi tu, știu alții. Întreabă-i pe alții. Caută pe aia din biserică care specialiști, care știu. Frate, ce pot să fac eu la mine la copil să văd și eu ce se uită sau online? Sau ce să instalez pe telefonul lui ca să mă asigur că nu vede mizerii pe internet? La ora actuală, ascultați-mă foarte bine, un sfert din tot traficul de pe internet este pornografic. Vorbim despre miliarde de websites, miliarde de websites și cele mai multe sunt gratis. Un sfert este pornografie. Dacă vreți o ilustrație, dacă ar fi în sufragerie să aveți o măsuță pe care puneți acolo cafea când vin vecinii la dumneavoastră sau prietenii, puneți acolo 4 reviste, 3 despre, eu știu, sport, fotbal și politică și una pornografică. Știți ce înseamnă internetul în ziua de azi? Aștepți și îți dorești ca copilul tău să nu ia pe aia pornografică. Asta faci. Îi largă deschis, îi în public, în spațiu public. Și tu doar ai pretenția că el din alea 4 tocmai pe aia pornografică n-o s-o ia. Asta se întâmplă pe internet. Ai da copilului tău acces nelimitat la internet, la o vârstă fragedă, îi pui o travă pură în mână. Și habar n-ai. Chiar asta face. Că nu-ți va spune. Nu-ți va spune. Am auzit tineri spunând, niciodată n-am să spun la mama și la tata. Că aici mă întorc. Dacă mama și tata au fost doar reguli, reguli, în casa noastră, în casa noastră, nicio relație, copilul ăla într-un moment de criză ce o să facă? Ha, am auzit vorba, m-ar omorâ. Păi, tata mi-a rupt pe gâtul dacă ar ști. Exagerăm, sigur. Dar asta înseamnă că noi știm severitatea familiei, niciodată n-am înțeles dragostea familiei. Uitați-vă la fiul risipitor. Mă voi scula, mă voi duce acasă, și am să-i spun lui tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ăsta a știut inima tatălui.
Eu am analizat bine pilda aceea. Eu am zis că omenește, singura soluție care i-a mai rămas la fiul risipitor, știți care era? Suicidul. Atât. El nu avea unde să meargă mai jos, nu mai era. S-a vândut rob unuia căruia îi creștea porcii. Mai jos de atâta pentru un evreu nu avea unde să meargă. Nu exista. Pentru că să se ducă sclav undeva. Era deja sclav. Și sclav fiind, nici măcar mâncare nu-i dădeau. Unde să meargă mai jos? Nu mai era. Singura soluție finală era să-și pună ștriangul la gât și gata. Atât. Sună prea drastic, dar asta e realitatea. Și între alternativa aia și groaza să dea ochii cu tata, a zis, eu îl cunosc pe tata meu. Când spune acolo așa, câți argați ai tatălui meu au pâine îndeajuns. Știți ce era un argat, dragii mei? Argatul nu era robul din casă. Argatul era un muncitor temporar la farmă. Era adus pe perioada de vară doar să ajute la recoltă. Ăștia nu erau permanenți. Ăștia nu aveau niciun drept în familie. Era un temporary worker. Și la ăștia, la un temporary worker, omul ăsta le dădea pâine din belșug. Da mai la sclavii din casă. Da mai la servii familiei. A știut inima tatălui. Și a dat seama că tatăl ăsta e un tată excepțional. Nimeni nu-l întrece. Mă voi scula și mă voi duce acasă la tatăl meu. A știut inima lui. Îți știe copilul tău inima ta? Am consiliat un caz care nu era de consiliat. Nici măcar nu a fost mărturisire. Îmi zice tânărul că e mărturisire. Dar când de fapt mi-a spus, erau niște probleme de viața, tinereții, atâta. Deciziile de viață, de pe mai departe. Îl ascult și întreb așa. Dar cu părinții tăi, n-ai vorbit lucrurile astea? Ce sincer, nici nu mi-a trecut prin cap să vorbesc cu ei. Dar de ce? Asta este o opțiune? Da, sigur. E mama și tata tău, pe ăștia te iubesc cei mai mult, îți vor binele, e viitorul tău, vorbește cu ei. Merge acasă, vorbește cu ei, mă întâlnesc la ceva timp, spune, frate, așa de bucuros îs, așa îți mulțumesc că m-ai îndrumat, am vorbit cu mama și tata și cum a fost? Vai, s-a bucurat, s-a rugat cu mine împreună, m-a ajutat în decizia asta, atât de bine mi-a prins. De ce a trebuit consiliere ca să meargă la părinți? Dragii mei, puneți accent pe relația cu copiii dumneavoastră. În prima fază a vieții, primii 7 ani, suntem părinților, e adevărat. Nu suntem neapărat prieteni, suntem mama și tata. De-aia avem expresia cei 7 ani de acasă. Ce nu l-ai învățat în aia 7 ani, nu-i mai înveți după aceea. În aia 7 ani se aplică disciplina corporală și așa aia fiți foarte atenți. Disciplina corporală nu este răzbunare. Disciplina corporală este corectoare, atâta. Noi, când Dumnezeu ne disciplinează pe noi, Dumnezeu nu dă cu noi de toți pereții, erați-mi expresia. Dumnezeu ne corectează ca să nu mai facem în viitor. Dacă tu ca tată, ca mamă, când vrei să-l disciplinezi, tu dai în el că ești nervos, aia este răzbunare. De aceea spune Biblia, pedepsește copilul, dar nu dori să-l omori. Dar tu nu vrei să-i frângi inima, să-l distrugi. Tu îl corectezi. Aceea corecție care el o simte ar de-a face ca să știu că pe viitor asta n-am să mai fac. Deci acolo trebuie foarte mare înțelepciune. Numai la capitolul ăsta putem vorbi foarte mult. Îndeajuns atât. Dar după aceea, faza aceea, el intră în perioada când îi se dezvoltă personalitatea. Îi se dezvoltă identitatea de persoană și el acolo are nevoie de îndrumare. Acolo părintele transferă de la părinte la părinte și prieten al copilului său, să-i fie cel mai apropiat prieten al lui, să nu meargă la școală la aia, să vină la tine ca la părinte. Domnul se neaște la aceasta. Și dacă mai îngăduiți un picuț, doar vreau să încheiem cu 3 sfaturi practice cum să ne apărăm copiii noștri. Ne întoarcem tot la Sfânta Scriptură, că de asta vorbim. În primul rând, dragii mei, feriți copiii de ferestrele morții. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?
căci noi suntem templul Dumnezeului cel viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Dragii mei, nu putem fugi din lumea aceasta, dar putem să protejăm copiii noștri de aceste lucruri care aduc moartea. Mă întorc, nu poți să-i spui în casa mea, în viac, pur n-ai să ai telefon. Că tu ai telefon ca părinte, pe tine te vede, dar modelul care tu îl dai este modelul care îl va avea. Dacă tu în timp ce îți mănânci ciorba, o mănânci cu telefonul în mână, urmărind video-uri pe internet, pe TikTok și pe câte altele, nu te teme, asta va face el. Dacă tu în biserică, când se predică cuvântul, stai pe telefon, pe internet, pe știri, copilul tău de lângă tine va învăța, asta e important. Dacă tu la meciul de fotbal strigi acolo, dă gol, că ești plin de elan, dar la rugăciune nici măcar nu-ți aud cuvintele, că tu așa te rogi de politicos, frumos, în gândul cu Domnul Iisus, așa va înțelege copilul tău că așa e cu rugăciunea. Uite, ăsta, fotbalul, asta e viața. Hockey, box, UFC, asta e. Rugăciunea e ceva așa, formal. Noi le dăm tonul. De aceea revin feriții de ferestrele morții. Ne spune în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18 și 19, căci credința locuiește într-un cuget curat. Cad tinerii noștri din credință, ascultați-mă foarte bine. De ani de zile ne batem cu problema englezii, cu predicăm în engleză în biserică sau nu, sau fiecare biserică după călăuzirea avută până la urmă, au făcut modificări, au făcut ajustări, înțelegem, suntem într-un spațiu multicultural, nu suntem în România toți blocați, e mult mai complex, nu intru în dinamica aceasta. Dar de prea multe ori am invocat doar limba engleză ca o scuză, de aia își pierd credința. Își pierd credința că și-au pătat cugetul, dragii mei. Că după ce stă câteva ore bune la pornografie, i-a schimbat creierul. Ascultați-mă foarte bine. The neural pathways, legăturile din creier, se reorganizează. Noi seara când dormim, noi visăm în fiecare noapte. Noi credem că nu visăm, noi visăm în fiecare noapte. Din când în când știm că am visat. Dar avem undeva la 4-5 reprize pe noapte, undeva între 2 și 3 ore distanță, noi tot visăm. În timpul acela, creierul nostru recalculează tot ceea ce noi în timpul zilei am practicat. Noi spunem, practice makes perfect. False. Dreaming makes perfect. Adică noi în timpul zilei practicăm o meserie și în noaptea, în visul nostru, noi visăm meseria noastră. Noi pentuim, punem taile, punem cuie, lucrăm la computere, toate astea le refacem în minte. În timpul acela, creierul își recalculează sinapsele lui și le reorganizează în așa fel încât informația aceea să devină mai accesibilă. Performanța de acolo vine. Un tânăr, un copil care petrece timp uitându-se la pornografie, imagine cu o violență groaznică, și aș face aici o remarcă, îmi permit că suntem într-un cadru mai restrâns. La ora actuală, când folosim cuvântul pornografie, cei mai mulți se gândesc la faptul că un bărbat și o femeie fac cine știe ce necurății pe internet. Nici nu aveți idee și nici nu-mi permit să spun ce înseamnă pornografie în ziua de azi. Nivelul de sadism, de violență, de degradare inumană nu poate fi exprimat într-un spațiu public. Nu pot. Am studiat, am citit cărți, vă spun că mi-a fost greu să citesc. E atâta de mizerabilă lumea în care noi trăim. Așa un nivel de degradare inumană încât pe drept, nici măcar în regnul animal, nu există ce fac oamenii la ora actuală. Nu degeaba spunea Dumnezeu prin Pavel în Roman, capitolul 1. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților, ăla e singurul cuvânt care merge. E o blestemăție. E o blestemăție. N-are nimic de a face cu dragoste. N-are nimic de a face cu aspectul sexual. Are de a face cu degradarea umană la un nivel în care devine subuman. Nici pe un animal nu le trata în felul acela. Asta înseamnă pornografie în ziua de azi. Asta văd copiii dumneavoastră. Ascultați-mă foarte bine. Cei mai buni tineri din biserică sunt prinși în capcanele acestea. Statisticile nu mint. Nu-ți dai seama. Nu crezi. A meu nu se poate. Tocmai a tău este prins în lupta aceasta. Pentru că
Prea des diavolul a căutat prin aceste lucruri să infecteze mintea lor. Iar apoi, dragii mei, ne mirăm că ei nu mai au credință. Cum să ai credință? Pentru că atunci când creierul se reorganizează, el a reorganizat în forma aceasta ca orice stimul extern să-i creeze pofta. O voce, o vorbă, un gând, un tip de vestimentație, toate acestea creează excitare. De aceea îți vine tânărul acum în biserică și sună banal, absurd ce vă spun, dar asta e realitatea. Anumite forme de tocuri, anumite haine, anumite voci, anumite lucruri face conexia cu ce a văzut pe internet. Și în momentele acelea, în loc să se gândească la Dumnezeu, la Duhul Sfânt, la mântuirea, salvare, în mintea lui îi joacă tot filmul care l-a văzut aseară. Păi normal că n-are har. Normal că n-are putere. O, stai, ei ne conduc pe noi în închinare, fraților. Noi am pus pe ei să ne conducă în închinare. Dragii mei, noi n-avem idee cât de adâncă este problema aceasta. Mă doare, dar asta e realitatea și din prisma pastorației, a consilierii, asta e realitatea. Asta e realitatea. Mai mulți decât vă dați seama sunt priși în plasa aceasta. Le-am dat acces liber în casele noastre. Le-am pus în mână nelimitat internet, necenzurat, necăutat, ei poate să intre unde vor. Oricum știu mai mult ca noi. Și în loc să ne facem temele de casă, am stat tacit, răbdând, sperând că la noi în casă nu se va întâmpla. Asta este realitatea. Credința este într-un cuget curat. Când cugetul devine infectat, credința fuge. Nu mai au loc de credință în Dumnezeu. Pot fi recuperați. Necesită rugăciune, necesită multă consiliere, necesită multă luptă, dar, dragii mei, asta înseamnă lupta actuală. De aceea, când este vorba de ce ar trebui să facem, vă rog, feriți-i de ferestrele morții. Ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 10 la 13, în felul acesta. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. O, de-ar fi numai tinerii. Dar știți că și persoane adulte sunt în aceeași plasă. De-ar fi noi sinceri înainte lui Dumnezeu să ne mărturisim cum trebuie, dragii mei. Atâta de politicoși am devenit la mărturisire. Nici măcar acolo nu avem sinceritate. Să fim onești cu noi înșine. Că de fapt în mintea noastră sunt lupte reale. Imagini, gânduri, stări. Nu ne mărturisim. Să trimită Domnul un proroc să-mi spună, vai de noi, dacă ar face Dumnezeu așa ceva. Dacă ar începe Dumnezeu să descopere pe față, am golit biserica, dragii mei. Să nu credem că noi stăm așa de nonșalant în fața lui Dumnezeu. E prea sfânt Dumnezeu ca să ne rabde cu toate lucrurile noastre. Am spus de multe ori acest exemplu. La vârsta de 7 ani, pe fratele Vasile Opriș, din zona Satu Mare, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și a dat dar de prorocie la 7 ani. Confirmat concret. La 11 ani a plecat cu tatălui în altă localitate. Și când au ajuns la biserică, păstorul de acolo, prezbitru din vremea aceea, conducătorul bisericii, era la ușă, că așa era ordinea. Se mărturiseau până intrau în adunare. La care fratele spune în felul acesta, ai ceva de mărturisit la un copil de 11 ani? Și el spune, n-am nimica. Sigur n-ai nimica. N-am nimica. Sigur n-ai nimic de mărturisit. La moment dat zicea tatălui că s-a frustrat un copil de 11 ani. Ce să mărturisească ăsta? La care fratele, fiind și el, proroc îi spune așa, îi adevărat că ai darul Duhului Sfânt. Îi adevărat că ai darurile Duhului Sfânt. Îi adevărat că Domnul lucrează prin tine. Dar e tot atât de adevărat că și tu ai nevoie de mărturisire ca toți ceilalți. Adu-ți aminte acum câteva zile când te jucai cu un prieten de-al tău, te-ai supărat pe el și ai spus, porcule. Cea pe loc mi-am adus aminte. Pentru că un copil la 11 ani i-a spus la un altul, porcule, care noi scuzăm că n-ai copil, mai fac copii prostii. Duhul Sfânt l-a oprit la ușă. Dacă ar fi să ne ia pe noi la rost Duhul Sfânt, pentru câte ar trebui Dumnezeu să ne mustre? Mare harul Domnului! Mare harul Domnului! Care în mila și în bunătatea Lui ne mai rabdă, dragii mei, ne mai iartă Dumnezeu să mai îndură de noi. Asta nu ne scuză responsabilitatea. Să ne trezim, frați și surori, să ne prindă somnul. Că vine Hristos și aproape să vină. Doamne, ajută la aceasta!
Asta înseamnă cercetați în casa voastră ce intră, ce ascultați, ce urmăriți, dați tonul familiei. 2. Aruncă ce este dat spre nimicire. Iosua, capitolul 6. Când veți intra în cetatea Ai, să nu păstrați, în cetatea Ierihon, să nu păstrați nimic din ceea ce este dat spre nimicire. Dați afară. Erau lucruri care nu puteau fi sfințite. Nu avei voie. Bă, dar ia aur bun, îl putem băga în visteria Domnului. E dat spre nimicire. Da, dar haine bune, le putem da la soldații noștri. Dat spre nimicire. Eu cred că sunt lucruri care pur și simplu nu pot fi sfințite. Vă dau un exemplu actual. Pentru mine TikTok-ul este o infecție. Este o infecție. Nu-l folosesc, nu l-am folosit, nu dau voie copiilor mei să-l folosească. Nu sunt atât de fundamentalist, nu dau voie să intre pe internet, nu dau seama că au nevoie. Dar pe TikTok nu le dau voie. Pentru că este o fântână a necurăției. Știți că în Asia, în China, TikTok-ul nu poate arăta nimic ca cine arată nou în America? Pentru că acolo numai ce ține de ingineriat, de științe, ai le arată la lor. Că pe ai lor vor să-i facă oameni deștepți. Toată mizeria pornografică a lumii o transmite în America. Și aici copiii dumneavoastră și a noștri stau și le mănâncă mizeria aceasta. Necenzurat, nefiltrat și chiar dacă nu este chiar explicit, e îndeajuns că vede destul. Hai să vă spun încă un lucru, frații mei. La ora actuală, noi am devenit așa de desensitizați încât pentru noi trebuie să fie ceva chiar wow, ca să ne pună pe noi să spunem, asta chiar e exagerat. Pentru că cuvântul pornografie azi nu mai înseamnă mult, tocmai din cauza că lumea e pornografică. Se îmbracă pornografic. Și scara decenței a fost așa de abrupt mutată, încât faptul că vara, iertați-mă, merg în chiloți pe stradă, pentru noi nu mai este ceva ieșit din comun. De aceea ne permite să mergem și la plajă, și la mare, și la ocean, și la să stăm în mijlocul dezmățului și spunem, dar frate, ce-i greșit? Ce-i așa de mare lucru? Na, ok, să dezbrăca la mare. Pentru că am devenit așa de desensitized. Pentru noi nu mai mișcă cugetul absolut nimica. Asta a făcut lumea progresiv. De aia pentru copiii noștri, de acolo la mai un pas distanță, să dea jos și ultima parte vestimentație, nu e mare lucru. Să înțelegem ce zice Biblia prin decență și prin simplitate. De aceea, dați afară ce este dat spre nimicire. Fiți foarte atenți cu ceea ce consumă în casa dumneavoastră. Puneți limite. Sunt lucruri care nu le permitem. Hai să vă dau un exemplu care trebuie să vă bage groaza dumneavoastră. Este un joc extrem de popular la ora actuală numit Fortnite. Mulți copii îl joacă. Nu v-aș întreba la câți dintre noi să joacă copiii. Știți că au făcut acum un update de câteva zile sau săptămâni în care într-una din platformele jocului a ajuns să merge în iad, să te joci acolo caracterul tău, ajungi la tronul lui Satana și cu această ființă malefică ți se oferă șansa să-ți vinzi sufletul ca să scoți pe careva din prietenii tăi din joc. Nu, asta e numai glumă, bine, aia e în joc. Dragii mei, astea au repercusiuni reale. Astea au efecte reale spirituale. Diavolul le joacă foarte bine. Pentru că noi ne luăm ca fiind ceva banal, că e film, frate, nu e realitate. Că e numai un joc, nu e realitate. Ele au un ecou în realitate. Că de aia spune Apostolul Pavel cu privire la închinare la idoli. Știți că cei ce mănâncă din altar sunt în părtășie cu altarul? De aia la cina Domnului, noi nu mâncăm carne și sânge. Noi nu credem în transubstanțiere. Dacă ai fi să testezi pâinea și rodoviței după binecuvântare, e tot pâine și rodoviței. Nu se schimbă transubstanțiere. Dar noi știm că în momentul când mâncăm spiritual, e o reală legătură cu Hristos, cel care a înviat din morți. De aceea, pentru noi, aceea valență spirituală există. Similar, cu toate că în lume sunt lucruri banale, ai o prăjitură, nimic altceva, spiritual există ceva în spate. În aceste jocuri, să-ți vinzi sufletul Satanei pentru un joc, pentru un credit. Și o fac tinerii, că e joc. Și mai apoi, vii la rugăciune, vezi că se manifestă demonic și spui la frații păstori, na, scoateți dracul din el. Hai că de-aia v-am ordinat, de-aia v-am dat votul, de-aia v-am pus aici.
De-aia v-am pus în slujbă. Scoateți dracul din el. Dragii mei, nu vă jucați. Luptele astea sunt prea profunde și prea mari. Acolo, dacă nu întinde Dumnezeu degetul degeaba, se roage toți prorocii din lume, că nu prorocii scot dracul, numai Dumnezeu scoate dracul afară. De aceea să-i păzim de aceste lucruri. Scoateți afară lucruri date spre nimicire. Prea relaxat ne vine și cu filmele și cu toate cele. Dragii mei, fiți atenți ce le punem în fața ochilor copiilor noștri. Nu sunt atâta din gust încât să nu-mi dau seama că sunt lucruri care sunt amorale. Nici păcat, nici greșit, nici bun. Sunt lucruri care sunt în zona aceea, nici unui spațiu gri. Nu este zona gri, este zona libertăților creștine. Dar filtrați cu mare atenție și testați ce se poate și nu se poate pune în fața lor. Și cu asta închei în ultimul rând. Înscrieți în ei realitatea despre Dumnezeu. Psalmul 78. Ce am auzit, ce am văzut, nu vom ascunde de copiii noștri și de neamul de oameni care va veni după noi. Au nevoie să audă de la noi. Pentru mine un șoc mare a fost când într-o zi un tânăr a venit să ne rugăm că avea o situație de decizie în viață. Spune, vreau să ne rugăm că trebuie să fac o decizie. Ok. Și aș vrea să ce? Eu am știut ce vrea, dar să zică el. Aia. Ce? Să punem înainte Domnului. Aia, da, aia vreau să facem aia. Bun. Se uită la mine și la el. Și ce? Și acum ce facem? Ne rugăm. Nu facem magie, nu facem vudu, ce trebuie să facem? Ne punem pe genunchi și ne rugăm. Copil crescut în familie de pentecostali, botezați cu Duhul Sfânt, veniți la adunare zeci de ani, să n-aibă noțiunile de bază a ne ruga, întreba pe Domnul, despre prorocie, vorbine în limbi? Unde am ajuns, dragii mei? Chiar am învățat politică, am învățat fotbal, am învățat swimming, am învățat toate cele. Dar uitați-vă că zestrea asta, notă mai departe. Spuneți-le că Duhul Sfânt e real. Spuneți-le că Duhul Sfânt va vorbi când erați în România, când ați trecut granița, când ați venit în America, când ați stat de crize. Duhul Sfânt va vorbi, va vindeca, va boteza, va da putere. Învățați-i ce va învăța Dumnezeu. George Barna spunea, copiii petrec de două ori mai mult timp pe aparatele digitale decât a vorbi cu părinții lor, iar părinții de două ori mai mult pe Netflix decât a vorbi cu copiii lor. Copilul până la 6 ani va consuma mai mult televizor decât conversațiile cu tatăl său în toată viața sa. Mai puțin de unul din 10 familii născute din nou deschid Scriptura împreună. Și ne mirăm ca la biserică ne ascultă. Biserica începe de acasă. Ca și tata acasă e Biblia și predici. Nu te predică cum am predicat eu azi, poate prea mult și vă rog să mă iertați pentru aceasta. Dar explică un text. Ia un pasaj. Un pasaj simplu. Și ții de acolo 3 idei ca ți-o veni ție. Sau o idee măcar, un gând. Uite că David a dat cu praștea, mâna îngerului i-a dus piatra în capa lui Goliat. Amin. Hai, ne pui și ne rugăm. Explică la copilul tău ceva din Biblie. Cântați o cântare acasă împreună. N-așteptați să vă conduc alții în închinare. Închinare este când ne proșterne noi în fața lui Dumnezeu. Aia este închinare. Lauda trebuie să o dăm noi. Ne cântă prea mult YouTube-ul. Cântați dumneavoastră, că vocea dumneavoastră o vrea Dumnezeu să audă. Așa cum sună ea, bună, mai puțin bună, mai răgușită, mai ilustră, jertfe ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Și învățați pe copiii noastre să se roage, rugați-vă cu ei, că atunci când vin la adunare, să nu fie boring la biserică, că noi am făcut practică de acasă, noi știm că acasă se roagă. Un păstor american, nu român, american, reformat încă, Body Buckham, foarte renumit și un predicator bun, zicea că a mers într-o biserică chemat să predice în locul acela. A venit cu copilul său de 1 an și ceva și la ușă, o doamnă cu ordinea pregătită spune că avem nursery specializat, să lași copilul să meargă. Soția îi spune, nu, mulțumesc, eu mă duc în sanctuar cu el. A s-o panicat când a auzit. O zis, stai, dar deci noi avem profesionali plătiți pentru asta, cu studii, cu, deci vă rugăm. Zice, nu, mulțumesc, mă duc în sanctuar. Când vede că n-are cum să dea de ea, zice, auzi, dacă cumva e urgență, eu să afară, mă chem în orice moment, că eu vin să te ajut. Se uita ea șocată că a stat un copil de 1 an și ceva, o oră și ceva la program cât a fost, și a ascultat, nu a plâns, nu a zis nimic. Cum, mă, cum? Zicea el, pentru că noi acasă avem church. Noi acasă ne rugăm, cântăm, învățăm că trebuie să ascultăm,
Sigur că la vârsta aceea se foiesc, că sunt micuți. Na, nici noi sunt sfinți pe pereți, dar mai ei. Dar, dragii mei, învățăm de acasă, practicăm de acasă. Și apoi la biserică, când venim, ascultăm. Alminteri, pentru ei, când văd cartea aceasta în mâna unuia, este egal cu zero. Dacă acasă știu când am luat cartea asta în mână, îți face liniște, nu mai mișcă nimeni, nu vorbește nimeni, nu mâncăm, nu bem, nu stăm frumoși, că acum am luat cartea asta în mână, atunci în biserică învățăm să fim la fel de cuminți. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.